În acest moment, Pandurii ocupă locul 8 în clasamentul Ligii 1 cu 19 puncte, în timp ce adversarii sunt pe 14 și nu au reușit nicio victorie în acest sezon. Cu toate acestea, Pandurii sunt în continuare măcinați de probleme. Este foarte greu, pentru că chiar dacă Timișoara trece printr-o perioadă foarte grea, am lucrat cu o parte dintre jucătorii care fac parte acum din lotul Timișoara, îi cunoaștem foarte bine. Și știm că evoluția din ultima perioadă a echipei, chiar una surprinzător de bună, ne face să ne gândim foarte serios la acest meci. Și da, în primul rând ne interesează ceea ce se întâmplă la noi la echipă, pentru că traversăm în continuare o perioadă foarte grea, pentru că programul de pregătire nu s-a desfășurat așa cum ne-am dorit. Lotul a fost completat cu 10 jucători de la echipa a doua care au acceptat să se antreneze cu Petre Grigoraș. Între timp, 6 jucători de bază se antrenează separat de lot și nu vor intra în vederile antrenorului pentru meciul din această seară. Ceilalți vor lupta totuși pentru cele 3 puncte. Din punctul meu de vedere, meciul cu Timișoara este foarte greu. Avem un lot slăbuț, mulți jucători se antrenează separat, avem mulți jucători de la echipa a doua, pe bancă numai debutanți. În primul 11 poate o să fie jucători care am jucat numai în Liga 1. Sper să câștigăm cele 3 puncte, să trecem de pasul ăsta foarte greu, că avem numai înfrângeri, și să facem un meci foarte bun. Sper să câștigăm. Meciul dintre Pandurii Târgu Jiu și ACS Poli Timișoara este programat în această seară de la ora 20:30.